De ce sunt urâți și batjocoriți pocăiții? Textul biblic. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din lume, de aceea vă urăște lumea. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 15, versetele 18 și 19. Unii pocăiți sunt urâți, motivat, cu temei, iar alții fără temei. Pocăiții care sunt urâți cu temei, de fapt, nu sunt pocăiți. Sunt persoane care poartă un nume frumos de pocăit, pe care, de fapt, nu-l merită, deoarece viața lor, comportarea, este departe de numele frumos pe care îl poartă. Ei sunt vopsiți peste rugină, cum spune un poet creștin. Referindu-se la o asemenea categorie de oameni, Hristos spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 7, versetul 21. Aceștia sunt fățarnicii cărora Domnul Hristos le zice: nici voi nu intrați în împărăția cerurilor și nici pe cei ce ar dori să intre, nu îi lăsați să intre. Desigur, nu la fățarnicii din birturi sau cârcium se referă asemenea cuvinte, ci la fățarnicii din biserici. Dacă eu predic apa, dar beau vinul, dacă predic cinstea și corectitudinea, dar eu sunt un necinstit și un incorrect, atunci și eu sunt un fățarnic. Termenul fățarnic se înșală pe sine și înșală pe cei care îl cunosc. Respectiv, nici el nu va intra în cer și nici cei derutați de fățărnicia lui, care ar dori să fie în cer, sunt opriți de el. Desigur, nu este vorba de o opoziție fizică, ci de una spirituală, morală, în sensul că necredinciosul care vede o persoană cu pretenție la pocăință trăind o viață ușuratică va fi puternic influențat să fie și el la fel. Explicația acestei influențe stă în legătura de idei care se face în mintea sau în subconștientul necredinciosului. Acesta își zice cam așa: păi dacă pocăitul își permite păcate, el care este credincios, atunci eu cu atât mai mult îmi pot permite păcate. Pocăitul lasă o impresie greșită despre Dumnezeu și învățăturile Bibliei când își permite păcate în viață. Un pocăit fals deformează imaginea pe care oamenii trebuie să o aibă despre Dumnezeul adevărat. Creștinul pocăit este lăsat pe pământ ca fidel reprezentant al lui Dumnezeu, pentru că alții, văzând faptele lui, să-l slăvească pe Dumnezeu. Dar când viața pocăitului este o rușine, aceasta coboară onoarea lui Dumnezeu în ochii oamenilor. O asemenea viață îi face pe unii să zică: dacă și ăsta este pocăit, atunci m-am lămurit cu pocăința. Pocăitul este chemat să fie oglindirea lui Hristos, după cum Hristos este oglindirea Tatălui din ceruri. Dar, printr-o viață în contradicție cu cuvântul divin, pocăitul deformează imaginea lui Dumnezeu din Biblie, derutând pe mulți. Există însă și pocăiți adevărați, care fac cinste lui Dumnezeu, oameni care onorează pe Creatorul prin viața lor și contribuie la ridicarea prestigiului lui în lume. Asemenea pocăiți sunt blamați, batjocoriți și urâți, fără temei, fără motiv. Acestora Hristos le zice: ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 11 și 12.
Și acum, să analizăm împreună, iubiți ascultători, câteva aspecte ale urii și batjocorii deslănțuite fără motiv împotriva pocăiților adevărați. Care ar fi rațiunea să-ți bați joc și să urăști pe cineva care este bun cu semenii, corect, disciplinat și harnic la locul muncii? Care este logica urii pornite împotriva unuia care este un soț bun, iubitor, un tată model, un vecin ideal? Desigur, logic. Nu există nicio rațiune, nicio justificare, nicio motivare. Să încercăm totuși să dăm un răspuns la întrebarea de ce sunt urâți și batjocoriți, pocăiții. De ce? Primul răspuns la această întrebare este că cei mai mulți știu că pocăința este poruncită de Dumnezeu și că trebuie să ne pocăim. Dar, deoarece aceștia iubesc păcatul și nu vor să audă de pocăință, le este mult mai comod să urască și să batjocorească pe cei ce ascultă de Dumnezeu. Într-o dimineață la grădinița din Timișoara, unde o duceam pe fetița mea, un băiețel, colegul fetiței mele, început să o batjocorească și să râde de ea, fiindcă aduse echipament de gimnastică, pe care și el ar fi trebuit să-l aducă, dar nu l-a adus. Este ceva diabolic în natura umană de a descuraja pe alții când fac un lucru bun pe care și ei ar trebui să-l facă. Nu-i așa că este mai simplu să râd de pocăiți și să-i bajocoresc și să-i urăsc decât să mă pocăiesc și eu cum îmi cere Dumnezeu? Alții simt că pocăindu-se ar fi și ei urâți și bajocoriți. Și decât să fie urâți și bajocoriți, preferă să urască și să bajocorească ei pe cei ce se pocăiesc. Unii urăsc și bajocoresc pocăiții, fiindcă și alții urăsc. Aceștia nu s-au gândit niciodată dacă ceea ce fac este bine, corect, logic, rațional sau justificat. Ei doar imită pe alții. Unii urăsc și bajocoresc pocăința și pe pocăiți deoarece nu pot suporta pe cei care ies în evidență printr-o moralitate exagerată, zic ei, după cum nu admit nici pe cei în ultimul grad de imoralitate. Se spune că societatea în general suprimă, pedepsește pe cei ce sunt sub nivelul ei și urăște și prigonește pe cei ce se ridică peste nivelul ei. Aceasta nu trebuie să descurajeze pe cel credincios al cărui model nu este societatea umană, ci societatea divină. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Modelul nostru nu sunt semene din jur, ci Dumnezeu. Hristos afirma aceasta zicând, voi dar fiți desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Iar Sfântul Pavel ne îndeamnă să nu ne potrivim chipului viacului, să nu ne luăm după moda schimbătoare și capricioasă a societății. Modelul nostru este cerul, Sfinții lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși, și aceasta indiferent cu ce preț sau ce bajocoră și ură se revarsă asupra noastră. În astfel de cazuri, trebuie să ne rugăm ca Iisus Hristos pe cruce. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Urmașii lui Iisus Hristos sunt urâți și bajocoriți și din cauza luminii pe care o revarsă în jurul lor. Da, din cauza luminii vieții lor care demască pe cei a căror fapte sunt întuneric, pe cei cu fapte rușinoase. Întunericul acoperă faptele, lumina le scoate în evidență. De exemplu, cineva care vrea să fure ceva de la fabrică sau de la colectiv, este stingerit, deranjat în intenția lui vinovată de prezența pocăitului care nu face așa ceva. Prezența unui credincios jenează, deranjează pe cel care vrea să spună vorbe murdare, rușinoase. Îmi amintesc de un frate din București, un excelent credincios care lucra la tramvaie.
Ori de câte ori apărea între colegii lui care vorbeau ce nu se cuvine, din respect pentru el, colegii lui se opreau sau schimbau subiectul. Totuși, unii urăsc pe pocăiți deoarece prin comportarea lor ei par ființe din altă lume. Și trebuie să recunoaștem că așa este. Domnul Hristos spunea despre ucenicii săi că lumea nu i-a cunoscut pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Apostolul Pavel reia această idee afirmând că adevărații credincioși sunt deja cetățeni ai cerului, sunt în locurile cerești, fiindcă l-au primit pe Hristos ca mântuitor personal. Într-adevăr, raiul începe deja aici pe pământ. Intru în împărăția lui Dumnezeu în momentul în care îl primesc pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Acceptarea lui Iisus în viață însemnează transformarea noastră în creațiuni cerești și totodată transferarea noastră de drept în împărăția lui Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel spune că Iisus Hristos ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Iată de ce îngerii din ceruri se bucură nespus atunci când cineva de pe pământ se pocăiește. Ei se bucură că încă unul a fost scos din iadul înfiorător și a devenit cetățean al patriei lui Dumnezeu. Jocora și ura dezlănțuită împotriva creștinilor pocăiți este totodată o luptă extrem de rafinată a diavolului împotriva creștinilor. Nepocăitul, adică cel ce este vinovat de a nu fi ascultat de porunca lui Dumnezeu de a se pocăi, el, vinovatul, strigă, urăște și batjocorește pe cel credincios, exact cum hoțul strigă, prindeți hoțul, copiii ai Dumnezeului cel atotsfânt. Nu vă lăsați descurajați sau demoralizați de această metodă rafinată. Dacă obrăznicia duhurilor necurate a mers până acolo încât au afirmat despre Mântuitorul că lucrează cu diavolul, să nu ne mirăm că diavolul folosește o metodă asemănătoare și cu urmașii lui de astăzi. În fine, pocăiții sunt uriți și batjocoriți, mai ales din cauza lui Iisus Hristos Mântuitorul pe care l-au primit în ființa lor. Creștinismul nu este o dogmă, nu este o totalitate de învățături, de norme, nu! Creștinismul este o persoană, iar această persoană este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal, dacă l-ai acceptat în viața ta, iubitul meu ascultător. Mântuitorul a declarat, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Creștinism însemnează să-L ai în ființa ta pe Iisus Hristos și să trăiești pentru El. Diavolul urăște de moarte pe Hristos din viața pocăiților. Și fiindcă pocăiții și-au pus viața la dispoziția lui Iisus Hristos și fiindcă și-au unit destinul etern cu al Mântuitorului, de aici furibunda ură și batjocoră a satanii și a duhurilor necurate prin necredincioși împotriva credincioșilor pocăiți. Iată ce ne spune Iisus Hristos în această privință. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dar creștinii pocăiți sunt batjocoriți, urâți și prigoniți de-a lungul istoriei bisericii din cauza lui Iisus Hristos Mântuitorul, cu care și-au unit viața de pe pământ și viața eternă. Ca să ne poată salva din robia păcatelor, Hristos a devenit păcat pentru noi,
iar păcatul este o rușine. Hristos a fost batjocorit pentru că a purtat rușinea și blestemul nostru. Iar în momentul în care Hristos devine mântuitorul nostru, ocara și rușinea lui devine și a noastră. Unindu-ne cu Iisus Hristos, trebuie să fim conștienți că suntem întru totul identificați în moartea, în învierea, glorificarea lui, dar și în ocara lui. De aceea Biblia afirmă, Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Evrei, capitolul 13, versetele 12 și 13. Desigur, nouă ne-ar conveni să beneficiem de moartea, învierea și glorificarea lui, mai puțin însă, sau chiar deloc, de ocara și bajocora lui Iisus Hristos. Aceasta este una din explicațiile faptului că mulți nu se pocăiesc. Dimpotrivă, ei preferă să bajocorească pe pocăiți decât să se unească cu suferința, ocara, moartea și învierea lui Hristos. Este în interesul nostru să ne alăturăm lui Iisus Hristos și să suferim ocara lui, căci Mântuitorul a fost bajocorit, disprețuit din cauza păcatelor noastre. De aceea Mântuitorul zice, cine mă va mărturisi înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui și a îngerilor lui. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33. Ocară, dispreț și batjocoră, nu scăpăm, căci esența lor sunt păcatele pe care fiecare dintre noi le-am săvârșit. Dacă vrem să scăpăm de batjocora cauzată de unirea cu Hristos, vom avea parte de ocară și rușine veșnică. Prin marele profet Daniel, Dumnezeu zice, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cartea lui Daniel, capitolul 12, versetul 2. Iar dacă de ocară, dispreț și rușine tot nu putem scăpa, nu este oare infinit mai cu minte să purtăm batjocora lui Hristos aici pe pământ pentru o vreme scurtă, decât să purtăm ocara și rușinea pentru veci de veci în iad? Cei care n-au scăpat de păcate în această lume prin acceptarea Mântuitorului și a batjocorii lui vor trebui să-și poarte păcatele pentru veci. Iată de ce ocara, batjocora și rușinea vor fi fără de sfârșit. Pentru același motiv, iadul și suferința din întunericul din afara lumii lui Dumnezeu vor fi fără de sfârșit. Dacă de rușine nu e chip să scapi, de ce nu te iubești pe tine însuți? Suficient de tare ca să te deschizi, iubitul meu ascultător, să te deschizi chiar în clipa aceasta, să-L inviți pe Hristos, Mântuitorul, în viața ta. Atunci rușinea lui va fi și a ta, fiindcă el a purtat păcatele tale. Dar nu numai atât, moartea lui va fi viața ta veșnică și slava și gloria Mântuitorului va fi și a ta pentru veci de veci. Alternativa este groaznică. Vei purta pentru vremuri fără hotar păcatele tale cu cortegiul de suferinți, rușine, ocară veșnică. Fiindcă diferența dintre veșnicia cu Hristos și veșnicia fără de El este prea mare. De aceea, iubitul meu ascultător, din toată inima te invit să te hotărăști, să te decizi acum pentru Mântuitorul, zicând după mine, Doamne Iisuse, recunosc că ai purtat păcatele mele, rușinea lor, ca să mă poți duce în cer,
și să mă faci ca tine pentru veci. De aceea, aici și acum, nu mai vreau să amân nicio clipă. Aici și acum, Doamne, mă decid să fiu al Tău pentru veci de veci. Te rog, intră în ființa mea. Te rog, iartă-mi păcatele. Te rog, dă-mi putere să trăiesc pentru Tine, așa cum Tu ai trăit și ai murit în locul meu. Și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că mă asculți. Amin.